Geoparcul internațional UNESCO Țara Hațegului, alături de cel din Ținutul Buzăului și geoparcurile aspirante UNESCO Oltenia de sub munte și Carpatera, au reușit să explice publicului neavizat legătura dintre planeta Pământ și viața noastră de zi cu zi, prin intermediul expoziției itinerante Poveștile Pământului, găzduită în aceste zile de Galeria Națională de Artă Forma din Deva. Vizitatorii sunt invitați să arunce o privire spre istoria planetei noastre scrisă în piatră de mișcările Pământului, forme de viață din vremuri de mult apuse, vegetație transformată în resurse naturale și obiecte din viața de zi cu zi. Expoziția Poveștile Pământului este o expoziție itinerantă, într-adevăr, și foarte dragă nouă, pentru că reunește elemente și informații legate de istoria Pământului de pe teritoriul țării noastre și de pe teritoriul a patru geoparcuri, două dintre ele geoparcuri internaționale UNESCO și două geoparcuri aspirante UNESCO. Este vorba despre geoparcul Țara Hațegului, geoparcul Ținutul Buzeului, care au statut UNESCO în prezent, și geoparcurile Oltenia de sub munte și Carpatera. Fiecare dintre geoparcuri a venit cu niște elemente care să demonstreze un aspect din istoria Pământului și legătura sa cu viața noastră de zi cu zi. Expoziția de la Galeria Națională de Artă Formă din Deva va putea fi vizitată până în data de 20 iunie, iar după aceea își va continua călătoria prin județul Hunedoara, poposind de la Petroșani și în mai multe localități din Țara Hațegului.